În dimineața asta, când ne-am trezit, Aileen mi-a spus că vrea să mergem în parc, așa că am pregătit o mică gustare pe care să o luăm cu noi, pentru că de obicei este foame când ajungem în parc. Eu aveam deja pregătită o pâine pe care am vrut să o coc înainte să plecăm. În timp ce pâinea era la cuptor, eu am început să mă pregătesc, m-am machiat puțin, chiar foarte puțin, fetele s-au jucat, între timp a fost gata și pâinea și cât timp noi ne-am pregătit, a început să și plouă, dar pentru că Aileen a fost supărată și chiar vrea să meargă în parc, ne-am decis să ne echipăm cu umbrele și pelerine și să pornim spre parc. Nu ploua foarte tare, așa că Aileen a renunțat la umbrelă. Pe drum am găsit și o grămadă de pomi înfloriți și flori. Primăvara este anotimpul meu preferat. Am primit și o floare de la Aileen. Îmi place că natura prinde viață, așa că am profitat de ocazie și am filmat toate florile pe care le-am găsit pe drum. M-am gândit să filmez și un alt fel de cadru ca să nu vă plictisesc de atâtea flori. Și bineînțeles că Aileen mă ajută mereu. Între timp, Isabela s-a gândit că mai bine să-și mănânce șosetele decât să le țină în picioare. A ieșit și soarele foarte puțin, dar important este că s-a oprit ploaia și noi ne-am continuat drumul. Normal că am filmat alte flori. Drumul spre parcul la care am mers astăzi este destul de lung, avem ceva de mers pe jos și multe flori, chiar și o magnolie care urmează să înflorească. Până la urmă am ajuns și în parc și bineînțeles că la Aileen s-a făcut foame, așa că i-am dat să mănânce pachetelul pe care l-am pregătit. Aveam și pentru mine ceva în geantă, am găsit o napolitană pe care în momentul în care am desfăcut-o a căzut pe jos, dar stați fără grijă, am folosit regula de 3 secunde și a fost delicioasă. După ce noi am mâncat, bebelușa nu știa ce să facă, dacă să mănânce sau să doarmă prima dată, așa că a dormit în timp ce am mâncat. Am primit și eu un morcov, Aileen s-a jucat, a ieșit și soarele între timp. Cât timp bebelușa a dormit, noi ne-a jucat puțin, Aileen dansa pentru că a observat că filmez. Am încercat și o să mă dau puțin pe leagăn, dar nu prea mi-a ieșit. Parcul era gol, dar pe noi nu ne-a deranjat. Aileen s-a jucat puțin, s-a distrat, era și un pic rece afară pentru că bătea vântul, așa că nu am stat foarte mult în parc, dar Aileen s-a jucat un pic, s-a distrat, a consumat un pic de energie, am mai filmat niște flori, am observat că mi-a murdărit papucii, decizie foarte bună de a veni cu papucii albi în parc după ce a plouat.